Seara și bine v-am găsit, oamenii mei de suflet. De fiecare dată când deschideți televizorul, așteptați să vedeți pe canapea o familie care să vă inspire, care să fie pozitivă, optimistă și care cumva să vă dea speranța că viața e frumoasă și că ea merge înainte cu plusurile și minusurile ei. Întotdeauna așteptați să vedeți pe canapea oameni care să fie exemplul ăla de pus în ramă. Ei, oamenii mei de astăzi de pe canapea, sunt cu adevărat buni de puși în ramă, doar că aș încerca să vă creez vouă impresia și senzația celor de acasă că voi sunteți sursa lor de inspirație. Am fugit de multe ori de această temă, cumva încerc să o evit în discuțiile mele, pentru că eu de firea mea sunt foarte plângăcioasă, sensibilă și cumva în fața camerei niciodată nu dau bine când pun în discuție asemenea teme, dar ideea a venit de la o colegă de-a mea care mă bate de ceva timp la cap și atunci am zis, ok, nu sunt eu cea mai fricoasă femeie care poate să țin o asemenea discuție, cu atât mai mult că când acest scenariu intră în viața familiilor noastre, nu găsim niciodată cuvinte ca să le punem pe hârtie. În această seară aș vrea să vorbim despre ciuma secolului 21, despre boala care bântuie această planetă și despre vestea care vine ca un paratrăsnet în familiile noastre atunci când zicem că cineva a fost diagnosticat cu cancer. Se schimbă toate de atunci, se schimbă relațiile dintre el și dintre ea, se schimbă relațiile dintre părinți și copii, se schimbă relațiile între cumetrii, vecini, prieteni din copilărie, colegi de facultate, colegi de serviciu. De ce? Pentru că suntem oameni, pentru că reacționăm diferit și pentru că fiecare avem 7 ani de acasă, avem cultura noastră generală și poate cel mai important, fiecare dintre noi avem propriul Dumnezeu în fața căruia ne închinăm și pentru care ne culcăm seara în speranța că El nu o să uite să ne trezească dis de dimineață. Dar să pornim la drum. Am împărțit discuția de astăzi în câteva bucăți separate, tocmai pentru ca să descoperi fiecare poveste în parte, tocmai pentru ca să înțelegem cum această nenorocire a unit sau a dezbinat familiile. Bună seara, dragii mei! Avem tare mult spațiu pe cele două canapele și câteva scaune adiționale, dar v-am poziționat de o parte și de cealaltă, tocmai pentru ca pe parcurs să umplem spațiul ăsta liber cu oameni, cu literă mare. Aici e vorba de familia Gavriluță, sau mai exact, de bunica și de nepoțica, de doamna Rodica și de Lia. Iar cea care v-a adus aici pe canapea este fiica dumneavoastră, cea pentru care se luptă întreg internetul, dați-mi voie să zic lucrul ăsta, pentru că eu am cunoscut povestea Ludmilei de pe Facebook și am văzut cum foarte multă lume reușește să scrie, să posteze, să facă subiecte, să discute, să polemizeze și într-un final să strângă bani pentru ca această boală necruțătoare să fugă din calea domnilor voastre. Iar în stânga mea este o altă familie puternică, zic eu, familia Stehin. E vorba de Alexandru, de Elena și de Maximca. Bună seara, dragii mei! Din 2016 încoace, vă tot chinuiți cu o maladie grea, denumirile astea tare sofisticate. Eu pot să zic doar că are o tumoare la ochișor și de atunci ați început să luptați unul pentru celălalt, pentru ca să fiți mai puternici și să ieșiți învingători în final. Și pentru că întrebarea mea de bază de astăzi ar fi ce se întâmplă într-o familie odată cu aflarea veștii, o să pornesc cu domniile voastre, pentru că o văd pe doamna Rodica deja cu nodul în gât, dar vreau să fiți puternică și să fiți un exemplu și pentru Ludmila, care o să privească emisiunea asta de acasă, și poate și mai mult pentru Lia. Spuneți-mi, ce s-a întâmplat în familia voastră din momentul în care, după mai multe consultații, ați ajuns la concluzie că e totuși o boală incurabilă? Началось с того, что я у Максима стала замечать что-то не то в глазу. Это было еще в апреле 2016 года. Я понятия не имела о том, что существует такое заболевание, как онкология сетчатки глаза.
я не понимала, что это у него в глазу такое блестит, вот как у кошки, когда попадает свет, у него отзеркаливает. Я уже зашла в интернет, и когда я прочитала это было уже в июле, это была первая ночь, когда мы не спали. Мы на следующий день бегом поехали в поликлинику, на прием нас направили к главврачу детской больницы, мы там сделали УЗИ, и было подозрение, что это действительно онкология. Потом нас направили на МРТ, тоже срочно, под общим наркозом. Это было тяжело было сделать маленькому ребенку, ему было 2 годика всего лишь. И тогда мы думали, ну вот нам сейчас ответят, что это действительно. Но там тоже развели руками и сказали, мы не можем сказать, что это. Хай са депана май репеде повести аста, потому что я кумва уконос, и дак им дайте вое, ку емоция май стрынса гито са зик, ка ку аче результате ați apelat la clinicile de peste hotare. Israel, Germania, ați mers în Elveția pentru prima intervenție chirurgicală, s-au strâns bani pe internet de la prieteni și de la toată lumea pentru că nu vă permiteați cumva financiar să strângeți cât? 100.000 trebuia să strângeți din capul locului. Da. Și eu vreau să-mi spuneți despre atmosfera care exista în familie în toată această perioadă. Nu. Certuri sau nu? Mă duc și te las, trântesc ușa sau nu? Что се întâmplă între мама и тату на семейный копил? Наоборот, мы сплотились, и, в общем-то, ну да, действительно была ситуация, что нам заболевание рак глаза, оно очень быстро текущее. Мы сначала, конечно, дико перепугались, ну, то есть, да, это... И потом начали искать варианты, вычитали что-то в интернете, как с Москвы там женщина лечилась, но... Короче, начались эти поиски, и потом, когда мы нашли уже где-то через неделю, нам начали отвечать из каких-то клиник, вот нам выставили ценник приблизительно, там кто-то говорил 100 тысяч евро, кто-то говорил 100 тысяч там, швейцарских франков, в Израиле там еще больше получалось, но суть не в том, то есть возникла ситуация, что ну, у нас этих денег как бы нет, и причем это надо было быстро, то есть вот в Швейцарии первые 50 тысяч надо было собрать там, за 2 недели. Cum au fost implicate familiile voastre, extinse, да, фракции, то есть мы конечно, руды. Бросили клич, то есть вариант был один, мы бросили клич по друзьям, знакомым, нам начали подсказывать, как собирать деньги через интернет, что надо открывать на Фейсбуке, и мы вдвоем, в общем-то, вот, знаете, был такой момент, когда можно было растеряться и опустить руки, а мы пошли, как-то вот получилось, что мы... Ну, не пошли по этому пути, да, скажем так, а просто вот была поставлена задача, и мы вместе собрались, как бы, почти не спали там часа по 4, ели, когда вспоминали, беготня, звонки, интернет, днем и ночью, как бы, вот, да. А у диспарут, сау апарут приятели в яца вас? Наоборот, мы... Știi cum e? Când e у него imediat vezi cine ți-e prieten. Наоборот, друзья нас очень поддержали. Появились множество незнакомых людей, которые... Тоже стали друзьями нам. Да. Поддерживали. Вот, то есть люди, мы сами не ожидали, люди очень сильно откликнулись. И у нас в семье мы наоборот, мы забыли, что такое там... Да мы, в общем-то, и не ссорились, но... Знаете, как всегда бывает там, кто-то там дверь не закрыл, а кто-то кран не выключил. Все, об этом абсолютно все было забыто, это... настолько мелочь, и мы вдвоем, вот как-то и плюс помощь людей, мы успели, за 2 недели мы, конечно, не смогли собрать такую сумму, но благодаря вот в Швейцарии просто человечный человек, профессор Минье, он под свою ответственность сказал, что привезите сколько есть, там хотя бы 20 тысяч, это ложится у них на счет, говорит, я под свою ответственность беру... вас в клинику. В общем-то, так и получилось. Спасибо. Acum puteți să vă lăudați deja? Cu ce vă lăudați la timpul prezent? Ce succes aveți acum? Gata? A dispărut tumoarea complet? Ну, в принципе, да, успех есть, но нельзя сказать, что полностью мы выздоровели, потому что мы до сих пор мы должны наблюдаться, еще проходить обследования регулярно, ездить в Швейцарию к профессору Франсису Мунье в клинику глазную, где проводятся обследования, чтобы не было рецидива. Нужно следить еще
еще, наверное, несколько лет. Acum, вы чертați la cine închide robinetul mai tare și cine duce căldarea cu gunoi? Вы знаете, мы очень сильно переоценили жизнь после того, что случилось с Максимом, потому что, вот вы знаете, многие задают вопрос, за что такое вот ребенку могло? А вот я бы еще задала вопрос, для чего? Потому что, когда вот Максиму было 7 месяцев, так случилось неожиданно, наша семья потеряла папу. Я потеряла папу. Это был огромный шок, удар для всех. Ну, буквально вот в рождественскую ночь абсолютно здоровый человек, без никаких симптомов, он просто не проснулся, случился инфаркт. И Максим тогда у меня был еще грудным, и, конечно, я тогда испытывала далеко не самые не положительные эмоции, и я так думаю, что все-таки вот эти эмоции как-то они повлияли на ребенка, потому что сейчас многие психологи, врачи говорят и пишут о том, что дети, они все чувствуют. Эмоциональное состояние родителей, особенно мамы, это очень передается. И вот то, что случилось с Максимом, мне кажется, он просто меня как бы вернул из этого состояния, вернул меня к жизни, показал: мама, надо жить, надо бороться за жизнь, надо не унывать. И я взяла себя в руки, и мы с мужем всю волю в кулак собрали и стали бороться, потому что, ну вот, Александр, он тоже пережил потерю близкого человека, тоже от онкологии. Мы решили, что мы не имеем права еще потерять еще одного близкого человека. Din câte am înțeles, Elena este a doua soție a dumneavoastră, prima soție decedată de cancer, mai aveți un fecior din prima căsătorie. Da, это было достаточно давно, это в 2002 году. Ей было 40 лет, она была, как бы вся жизнь еще впереди, молодой, цветущий, как говорится. И так вот. V-ați întrebat de ce Dumnezeu v-a dat a doua oară să treceți prin aceleași emoții? A fost înrăirea asta față de tot ce este în jur și veșnica întrebare, de ce eu? Ну, наверное, я себя спрашивал, но, в общем-то, в тот раз так получилось, что, ну, как-то особо жена не верила, она не сразу меня в курс вела, там так получилось. Она не верила, что как со мной все такое может быть. Произошло. И произошло все очень быстро. И, в общем-то, мы даже, когда вас похватились, уже было поздно. Вопрос меня очень долго мучил, за что, почему и как, почему с ней. Ну, а теперь вот действительно получилось мы еще поняли, раз с Максимом. И... Чтобы укрепить нашу веру, веру в Бога, веру в доброту людей, насколько... Максим, не бойся. Насколько светлым этот мир может быть, потому что со всего света, ну, благодаря интернету, благодаря близким людям, друзьям, родственникам, очень много и незнакомых, и знакомых людей откликнулось на помощь. Мы укрепили веру в этот мир, мы укрепили веру в свои силы. То, что все возможно. Посадили он копил вил, который вра să vadă tot ce se întâmplă. Да? Hai să trecem și pe partea asta un pic, pentru că despre bunătatea asta o să vreau să vorbim când mai vine lumea aici în studio. Doamna Rodica, v-ați întrebat atunci când ați aflat că fiica dumneavoastră e diagnosticată cu cancer, că de ce eu? De ce familia mea? De ce e nevoie să trecem prin așa ceva? În 2016... Eu nici n-am știut prima dată. Ea a făcut așa că eu să nu știu. Avea probleme cu rinichi. Stătea aici la Chișinău, la oncologie. Da, se ducea aici la un nepoat, făcea chimie, făcea... Eu a fost mai simplu la coluterin prima dată și... Nu mi-au spus. Se părea că e puternică și că o să reziste pe contul. Da, s-a putut descurca și nu mi-au spus. Dar m-am aflat, asta a fost... peste o an jumate... metastazele este iar din nou. Atunci eu am aflat, dar și tot nu mi-a spus ea, mi-a spus sora. A fost momente când o țară întreagă s-a bucurat pentru succesul ei și după asta, nu știu cum, imediat venea un alt val de boală care regresa. S-a terminat cu cancer, s-a uscat, dar el, consecințele sunt foarte mari, anumit de la rinichi. Apropo, din câte știu, conturile încă sunt deschise pentru că sumele de bani sunt de domeniul fantasticului și asta este cel mai strașnic când auzi că cel mai strașnic a rămas cu 3 pungi la rinichi, la spate și înainte are o pungă și datorii de 27.000 în Turcia.
Și-o ajuns că s-o dus la medic să-i deschimbi și nu au primit-o. Lia, eu am impresia că tu acum ești mai puternică decât bunica ta. Da. Și tu ești cea care o încurajează și pe bunica și pe mami, e adevărat? Da. Zi-mi cum te-au susținut, au încercat să fie alături de tine, s-a mobilizat localitatea în care locuiești. Voi sunteți din Geamăna, de la Nenii Noi, acolo și locuiți. Pentru tine, un copil fiind, e foarte greu să înțelegi ce se întâmplă. Ți-au apărut mai multe prietene în viața ta? Au început copiii cumva să te trateze așa, cu mai multă blândețe, să fie mai indulgenți cu tine? Ai simțit că lumea e mai bună sau din contra? Am simțit că lumea e mai bună. Dar te-ai întrebat vreodată, așa, cu răutate, da, e omenească, de ce anume mămica ta trebuia să treacă prin asemenea încercări? Și ai găsit vreodată răspunsul? Nu. Tu ești un copil tare bun și întotdeauna ai fost un copil bun. Eu când am văzut că s-a dus la spital, că eram cu dânsa și când am văzut-o că e chilugă, mai tare m-a gândit la Lia. Ce o să zică Lia? Dar ea a reacționat mai bine ca mine. Eu m-am închis în baie și am plâns, nu știu cât de e. Spuneți-mi, știți ce aș vrea să-mi spuneți acum? E strașnic când îți vezi persoana dragă cheală, pentru că imediat te duce cu gândul la chimioterapie. Ce a zis satul? Ce a zis gura lumii atunci? Pentru că ce aș vrea să punctăm astăzi nu sunt emoțiile voastre și lacrimile voastre, care oricum sunt ferești și normale. Ceea ce aș vrea să descoperim astăzi este umanitatea de noi, toți ceilalți, sau din contra. Momentul în care noi, oameni fiind, ne întoarcem spatele și ne gândim că nu e despre noi. Știți cum lumea, vorbe sunt multe de toate, dar au reacționat, Doamne, mulțumim și primarului și Consiliul Raional, foarte mult. Lumea a reacționat. S-au strâns neamurile grămăjoare la dumneavoastră acasă să pună de o idee genială care să fie salvatoare pentru... Dar nu avem neamuri, vă spun. Puțin care... Aveți împrăștiate în toate? Puțin care sunt, da, au rămas de 2-3 oameni care mi-au ajutat și ne ajută și mereu ne sună și ne întreabă și când a trebuit să vin eu acasă, s-a dus nepoata în loc să mă înlocuiască 2-3 săptămâni. A este care au rămas puțin, dar așa nu avem pe nimeni. Pentru că am o soră care este stabilită în Italia, totuși nu avem pe nimeni mai mult. Știți, în cazul ăsta contează foarte mult să fii cineva lângă. Oamenii străini ne-au ajutat și ne ajută și suntem foarte... Hai să mai vină niște omuleți care chiar știu să ajute. Știți de ce? Pentru că au trecut prin ceea ce treceți voi și prin ceea ce a trecut și Maxim. Ca și tot de un Maxim este vorba acolo, doar că povestea lor nu a fost atât de fericită ca a voastră. Dar dincolo de asta ei au reușit să găsească omenescul în ei și să se ridice deasupra problemelor. Și eu vreau să merg în primul rând să o întâlnesc pe cea care mi-a sugerat ideea acestei emisiuni. E vorba de Natalia Boboc, care eu am zis că ea nu se poate liniști să facă niște emisiuni așa foarte frumoase, pozitive, simple, la care să râzi cu gura până la urechi și să te culci pe partea cealaltă. Ea întotdeauna știe să facă niște subiecte care să te răscolească. Bună seara, draga mea! Bună seara și bine te-am găsit! Și am zis că tu ești omul care îți place să-ți chinui sufletelul. Nu-mi place. Pur și simplu sunt o persoană care, de fapt, cunoaște ce înseamnă durere. Hai să nu plecem de la început chiar și mă bucur foarte mult și sunt onorată că aceste persoane, aceste vieți, fac parte din soarta mea. Eu vreau să vină și oamenii ăia care știu că ți-s dragi, Igor, este familia, este Caterina și Anastasia. Și ei, bună seara, dragii mei. Voi sunteți fondatorii unei asociații obștești, asociații, putem să zicem, Maximus Save Life, care e în cinstea fiului vostru, Maxim, care nu mai este printre noi, dar e îngerul vostru... Safe Maximum Life. Da, Safe Maximum Life. Este îngerul vostru păzitor de acolo, de sus. Corect. Și a avut tupeu Natalia să-mi dea un link să văd familia voastră în momentul în care atunci, Maxim era în viață. Și îmi zice, o să vin împreună cu familia Vintilă, care în memoria fiului a făcut o asociație de binefaceri și strânge bani și fonduri pentru alții aflați în situația fiului lor. Și mi-a trimis link-ul cu Maxim în viață. Ca să-l cunoști cât de super băiețel era. Și este, și de fapt. E tare grea povestea asta. Hai să ne așezăm. Să vorbim despre veșnica întrebare. De ce eu și ce facem după ce răspundem la această întrebare? Iar pe tine te lăsăm să ne cânti piesa aia, inspirată tot din poveștele lor și din prietenii care sunt alături. Cu drag, cu mare drag.
Не молчи, закричи, тучи срывал я в ночи, в небо мечты отпуская. Ты меня научи снова дышать, спрячь ключи, прошепчи, все, что вокруг, отключи, нежно в тиски заключая. Ты меня научи снова летать. Тебя в судьбу, как счастье, ключ любя, спустила небо стуч. Тебя хоть иногда колюч любя, уйду за солнце. De obicei batem din palme după clipurile muzicale, dar videoclipul ăsta e atât de dur, încât e tare greu să bați din palme, deși batem din palme pentru munca enormă pe care a făcut-o Natalia. E o tradiție frumoasă să vie cu dar pentru pui pe care îi aduce ea în studio. Natalia, te rog să vii aici să te așezi lângă mine. Ce scuze, dar într-adevăr aceste familii fac parte din sufletul meu. Te-s dragi, știu că faci foarte multe acte de caritate. Am și văzut câte povești ai reușit să scoți la lumină și să strigi despre ele, ceea ce este foarte important. Spuneți-mi voi, mai aveți astăzi lacrimi? Pentru că orice poveste de felul ăsta e legată de lacrimi. Da, bună seara, dragi telespectatori.
Наверное, все-таки буду на русском, потому что есть какие-то термины, которые не совсем смогу их правильно сказать на молдавском, румынском языке. Вы знаете, после вот этой песни Натальи очень тяжело начать как-то о чем-то говорить, но начинать надо, потому что действительно проблема онкологических заболеваний на сегодняшний день, она очень остра. Și până una altă rămân întrebările alea pe care nu reușim să le dezdoim și să le transformăm în semne de exclamare, din păcate. Din păcate, da. Получается, что различные формы этих заболеваний, различные диагнозы, различные... У нас тоже в семье вот так вот получилось, что в 2016 году мы узнали о том, что наш сын Максим заболел. У него была очень сложная форма... Леучемия, până la urmă? Да, очень сложная форма лейкоза. Редкая форма для детей, потому что этой формой заболевания обычно болеют взрослые люди. И она очень сложная и не поддается практически лечению, но пробовать всегда надо. Это форма, которая была у Максима, то есть она обязательно требовала трансплантацию костного мозга, которую, к сожалению, здесь не делают. И мы, как все, как большинство семей, которые оказываются в такой ситуации, поняли, что нужны очень большие деньги для того, чтобы мы смогли... В принципе, мы практически победили, но так получилось, что от небеса все-таки забрали Максима. Это в конце 2016 года. Ce v-a făcut să rămâneți împreună în fața greutăților? E o întrebare pe care întotdeauna vreau să o adresez pentru că mi se pare foarte importantă. V-a unit durerea și problemele? Настя, care e la mijloc? Могу сказать, что нас не то чтобы объединило, объединило всех людей, потому что мы и так как бы были очень сплоченной семьей, поэтому... Сейчас, конечно, я намного более чутко отношусь к родителям, потому что я понимаю, как это тяжело. И это и для меня тяжело, но для них это, наверное, еще более, намного тяжелее, чем для меня. Но все-таки сегодня, это очень грустно на самом деле, но сегодня мы собрались немножко, наверное, для того, чтобы не настолько... Băi, avem două povești care trebuie să meargă înainte. Este Maxim, care dacă dă Dumnezeu și mai aveți nevoie de bani, nu? Pentru tratament. В клинике есть там определенный резерв, который мы вот используем на эти обследования, потому что каждое обследование это 2-3 тысячи евро, это без франков, без дороги, без ничего. Ну, там так, такие цены. Да, știu că ceea ce faceți este să adunați bani astăzi pentru cei care încă mai au speranță și sperați că o să reușească cumva. Да, есть трудности, есть сложности, есть какие-то моменты, которые мы еще не до конца понимаем, потому что не так давно начали этим заниматься. Но если мы для себя решили, что все-таки мы будем этим заниматься и будем помогать детям, которые на сегодняшний день нуждаются, то мы все равно будем делать так, как говорим. Поэтому на самом деле у нас пока еще очень сложно. Почему? Потому что мы выбрали для себя очень сложное направление. Это именно лейкозы. То есть пока в рамках своей организации мы не можем помогать кому-то, у кого какой-то другой диагноз. Но я думаю, что со временем мы как бы будем менять этот устав и будем стараться помогать и другим детям, которые какими-то другими диагнозами, не дай бог, там заболеют. Поэтому, ну, несмотря на это, мы всячески стараемся, вот, допустим, находить время для всего. Вот мы разговаривали, общались и с Людмилой, по телефону, то есть мы знаем всю эту историю, как бы, и со своей стороны максимум, чем можем, мы стараемся тоже помочь. Мы вот познакомились с семьей Максима, то есть мы знакомы не с сегодняшнего дня, а уже как-то достаточно много времени. И друг друга поддерживали в свое время, и были в курсе у кого что как происходит. Как-то тогда вот действительно так было, ну, да, через интернет, через Facebook, помогали делом, советом, кто как. И смотрели, как нужно делать, как нужно сделать сайт, что нужно, куда, как обращаться, что писать. Мы готовы всегда показывать себя, что мы в примере, в помощь другим. И мы говорим и показываем, что мы есть, мы всегда поможем. И не только финансово, мы готовы помочь и психологически, ну, быть рядом. Ашайсти. Как сонцелега лумя?
toți oamenii și de pe canapea sunt de fapt vorbitori de limba română, dar pentru că emoțiile cumva prevalează, cum să zic eu, raționalului, o să am eu de tradus și de subtitrat pentru ca să fim corecți și vă las să vorbiți așa cum vă simțiți mai bine. Natalia, zim despre tine ca și om care te învârți în comunitatea asemenea oameni. Aceste femei au intrat, de fapt, în sufletul meu încă din 2014-2015, respectiv atunci când a pornit istoria emisiunii de autora mele, Pismenată, și atunci când eu am încercat să intru și să bat la ușa fiecare familie și să încerc să fiu alături cu ce am putut atunci la moment. Și atât de atunci noi țineam legătură și mă bucuram de fiecare dată pentru succesul Maximca și eram alături, cu toate că era foarte complicat, lângă familia și lui Igor și Cătina Vintilă. Apropo, aș vrea să vă remarc, într-adevăr, o familie atât de unită și atât de înțeleaptă, eu, sincer, n-am întâlnit astfel de familie. Toată familia, bunei, surori, atât de mare încredere și credință aveau că totul va fi bine, că cred că exact noi trebuie să... Exact, și pe care mi l-ai trimis tu era exact într-un moment în care Maxim era la tratament și cumva erați foarte optimiști, adică în bucata aia de video se vedea că mâine, poi mâine, totul va fi ok și... Și o să alergați pe deal. Eu mă bucur foarte mult că această familie înțeleaptă a înțeles misiunea lor în această viață. Și noi toți spunem că Maxim este alături. Eu personal, la fel, simt că este alături și menirea lui, la fel, nu a rămas așa ștearsă de pământ. Pentru că el vine de fiecare dată lângă geara și te care au nevoie de susținere. El vine și sunt sigură că stă alături de pătucul lor, pe mânuță pe ei și le însuflă această putere de a trăi. Știu mult că chiar prin vise le vine foarte rar, dar le vine și cu niște idei, speranțe că, uite, totul va fi bine. Că eu sunt lângă persoane care vă ajută. Și este un lucru extraordinar. S-a schimbat valoarea vieții în ochii dumneavoastră? Cănești. Nastia, zi tu, pentru că tu faci parte din altă generație și poți să fii aproape și de Lia, cea care chiar nu găsește niciun răspuns la veșnica ei întrebare de ce mămica ei nu este lângă dânsa. Nu mai ești materialistă? Nu te mai interesează atât de multe lucruri? Nu mai vrei papuci cu toc de ultima fița modei? Нет, și ultimul model de telefon mobil? Это как-то не так важно, как здоровье. Всегда теперь, когда... Самое главное, то, что я желаю людям всегда, это здоровье, потому что, не знаю, больше ничего, вот все остальное можно приобрести материально как-то, это там и счастье можно приобрести, потому что для всех оно разное, а вот здоровье, как бы вот, это было понятно, что даже вот за деньги не купить, потому что это очень важно, поэтому самое главное... Cât de tare ați început să urâți banii după ce ați înțeles că banii v-ar fi putut salva copilul și aici tot banii sunt de vină, pentru că astăzi când se operează la nivel de sute de mii de euro, chiar de domeniul fantasticului pentru această țară, nici să-ți vinzi locuința sau să te vinzi pe tine și tot nu reușești să strângi sumele astea exorbitante de bani. Deci, mai думали на эту тему, но здесь надо разделить эти два понятия. То есть на деньги смотреть как на что-то необходимое, но при этом при всем не задавать себе вопросов. Вот такая вот у нас на сегодняшний день ситуация. То есть это очень дорогостоящее лечение. Это, я вот не раз говорил, то есть многие относятся к этой проблеме немножечко где-то как-то по-своему. Почему? Потому что они считают, что это очень все сложно, и это практически безнадежно, практически где-то нереально. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день уже, да, есть какие-то сложные формы, где это сложнее все сделать. Но в большинстве своем это все на сегодняшний день лечится. Если даже есть какая-то необходимость, вот есть какие-то формы, где обязательно нужна трансплантация, это делается за границей, то есть да, деньги нужны, да, но мы к этим моментам относимся уже как-то, наверное, по-своему, потому что ну, мы понимаем, что неважно сколько там, 1% из миллиона, из миллиарда, но если он есть, за него надо цепляться и обязательно верить в то, что все получится. Деньги, они нужны всегда. Cât de greu este să rămâi optimist în toată situația asta? Nu. Cum e să le dai senzația altora sau Если copilului можно, tău că o să fie bine? Приведу пример. Мы после того, как ну, начался этот процесс, мы опубликовали вот то, что мы делаем, да, и понятное дело было, что слухи, ну, как бы, да, информация расходится, и к нам обращались уже люди, у которых похожая проблема. Ну, или просто онко, да, вот просто за советом, а как вы собрали такую сумму, как вы это сделали?
И мы просто объясняли людям, что самое страшное в этом деле – это страх и неверие. То есть как бы не надо бояться, надо позвать друзей, позвать родственников. Кто сможет, кто-то не сможет, кто-то сможет помочь. Объяснить им, что надо сделать. И вот всем вместе, то есть тут, ну, грубо говоря, это необходимо дать людям знать. В мире очень много добрых людей, которые занимаются регулярно благотворительностью или вот могут случайно увидеть этого мальчика, девочку, там, этого прекрасного ребенка, вот понравится. Первый раз к нам позвонили буквально на третий день или на второй день, как мы опубликовали, и спросила девушка, как нас найти. Подъехала на таком достаточно дорогом джипе, я вышел весь такой взлохмаченный поздно вечером, она была с мужем, она вышла, дала мне 300 евро просто. Я говорю, как? Вот, она говорит, вы знаете, я увидела, вот, по-моему, ролик она увидела, вот, да, то, да, что мы сделали. Письма, там мы делали. Она говорит, я просто хочу, чтобы у вас ребенок был здоров, и все. Как она никто. Пожалуйста, покажите фотографию. Вот, она просто вот где-то Максим увидела. Капуза, а я буквально влюбляли всех в него. Да. Очень красивый мальчишку. Ситуация, вот у кого возникает подобная проблема, на самом деле очень много есть и фондов и в мире, и благотворительных организаций, и просто добрых, неравнодушных людей. Надо просто обратиться, надо сделать так, чтобы тебя услышали. Есть определенные, ну скажем так, шаги, да. То есть нельзя просто выйти на улицу и крикнуть, мне нужны деньги. Нет. Нужны определенные шаги, и это можно... вот как мы интересовались у семьи Вентила, когда мы начинали, да, спрашивали. Знаю, потому что они делать. Были уже впереди нас, у них раньше началось. Сейчас мы можем тоже, если вот к нам мы обращаются, тоже я тоже объясняю, что вам надо сделать страничку в Фейсбуке, взять просто выйти в Google, узнать по вашей проблеме, какие существуют фонды. Молдавские, российские, международные, и собрать какие-то документы, диагноз, прочее, прочее, и отправлять туда, то есть стучаться в разные двери. Тому ради кадмеца, куди грива фос, секредецька екзистал ме буна, кари се важите. Poate ei sunt mai aproape de oraș, știi? Poate sunt mai aproape de Facebook, da? Ca să zicem așa, pentru că acolo trăim cu toții și slavă Domnului, reușim să ne cunoaștem. Dumneavoastră, cum ați reușit să vă faceți văzut și auziți? Tatiana Rusu Zdan, fondatoarea Adopt un Bătrân. Sara i-a sunat și a acceptat deodată. Ea a și făcut și contul pentru donații. Da. Și din seara aceea, până am mai dormit, nu mai țin minte, dacă dormea o oră, două, e numai pe Facebook și... Atunci s-a arătat, dacă, da, așa cum a zis domnul Alexandru, că a venit deschis cineva acasă și i-a adus niște bani. S-a da. Întâmplat să vă bată cineva la poartă, da, și să vedea bani. Da, din sat, sătienii vin eu așa. Dar important ce sumă, da, ajutor. Într-o zi am ieșit, m-am pornit chiar la anii, am ajuns la poartă, în cutie poștală și deu niște lei. Eu așa am început a plânge de la poartă când am văzut cineva. Ora strigat și n-am auzit, dar eu pus chiar în cutie poștală. Da, pur și simplu nu a vrut să primească poate, mulțumesc. Poate nu vrut, da, poate că sunt alții tot, când mă dă bani și încep ea plânge înaintea mea încă. Lia, dar e adevărat că tu înveți bine ca să fii mama mândră de tine? Și te străduci să fii din ce în ce mai bună? Ce vise ai? Ce vrei să faci ca să fii mama bucuroasă? Pentru că știi, starea asta de spirit foarte mult ajută când omul este bolnav. Ca să fie pozitiv și să știi că cei de acasă... Să învăț bine. Mm-hmm. Și ajungi pe bunica prin gospodărie, faci ordine și de toate? Îți umple timpul cu ceva ca să nu te gândești la lucruri triste, e adevărat? Da, mai mult îmi place să scriu. Ai o agendă a ta în care îți scrii? În carnet. Un jurnal? Are un carnetel, îmi scrii toate dorințele, toate... Nu trebuie să te întreb care e cea mai mare dorință a ta, că o știu deja. Hai să mai vină doi oameni care... Au plâns și ei așa cum plângeți voi, dar pentru că totuși vreau să aducem speranță în această emisiune. Sunt două fete care astăzi, slavă Domnului, sper că sunt bine și merg cu dreptul. Pe una ai cunoscut-o tu și ai adus-o aici în studio, este Ina. Pe cealaltă o cunosc eu personal pentru că a fost una dintre eroinele emisiunii mele. E vorba de Ina Ceban și de Cristina Serbin Botin și vreau să vină împreună fetele, pentru că ele sunt poveștile fericite, care după ce și-au pus întrebarea de ce eu, au reușit cumva să dea sens vieții lor. Ea este Ina și ea este Cristina. E adevărat că după ce te-ai făcut bine, te-ai și măritat și acum ești însărcinată? Da.
și e o poveste frumoasă. Sigur. Cristina, când a fost la noi în studio, erai cu broboadă pe cap, erai într-o perioadă de chimioterapie severă, intensivă, intensă, da. Ai venit cu toate neamurile aici pe canapea și dacă îmi dai voie, eu o să vreau să pun imediat bucata aia de video în care tu zici de nota 2 la portare, să ne amintim împreună cu telespectatorii. Eu sunt profesoară de engleză și eu m-am gândit așa, bine, eu sunt pedagog din pământean, dar cel mai mare pedagog al nostru, cel mai înțelept, cum ar proceda? Eu, ca pământean, cum procedez eu? Când am elevi buni, că mă consider că eram și sunt om bun totuși, n-am făcut rele așa mari. Dar când un elev bun și-o ia în cap deja că e prea bun și pune ori își îi merge de cum numele, tema pe casă poate și nu și-o facă întotdeauna, ei atunci îl pândesc când îi pocnesc o notă de 2, fără ca el să așa rămâne șocat un pic. Dar nota aceea de 2 e foarte pedagogic pentru el. El se coboară pe pământ, cu picioarele pe pământ și se îndreaptă un pic lucrurile. Eu sunt sigur că tu o să-ți corectezi 2-ul ăla și o să iei 10 cu bravo. Da. E important că eu așa spun, Doamne, numai nu-mi da mai multe note de 2, că apoi atunci nu o să aibă efect. Când dai prea multe, deja ei se dezamăgesc. Deci eu sper că asta e o notă de 2 a mea luată, să zicem așa, o pedeapsă, dar poate nici nu n-aș numi o pedeapsă, o lecție care îmi spune ceva și încet să descoper mesajul. Ei, asta a fost bucata care mi-a marcat mie emisiunea atunci și vreau să te întreb acum, ți-ai corectat 2-ul? Am făcut corecții și, bineînțeles, Dumnezeu a văzut străduința mea și nu numai a mea, a familiei mele, largi, și a tuturor celor care m-au susținut și mi-a dat un 10. Ți-a dat un 10? Așa simt eu de data asta. Ina, hai să ne așezăm, că povestea ta este una care tot trebuie spusă. Cristina și pe tine te așteaptă pe canapea. Nu vreau să-mi spui, Ina, cum ai fost mireasă. Vreau să-mi spui altceva. Vreau să-mi spui cum s-a schimbat viața ta de când te-ai îmbolnăvit până când ai devenit sănătoasă și viitoare mămică. Am început să mă uit altfel la viață. Altfel deja să mă gândesc. De la început, când m-am îmbolnăvit, de fapt, pentru mine s-a părut că este o condamnare, că deja gata, nu o să mai am cale de ieșire din această boală. Dar apoi când am văzut o luci de soare în viața mea și... Și ai trecut peste? Și am trecut peste toate acestea. M-am gândit că... Hai să te întreb altfel. Ai frați, surori, erai domnișoară? Da. Da. Ce fel de cancer ai avut? Cum s-a localizat? Cum ai luptat? Leucemie limfoblastică acută. A fost greu. Mi-a fost chiar... Greu, tratamentul este dificil. Aici sau peste hotare? Aici, în Republica Moldova, m-am tratat. Ai avut chimioterapie severă? Erai chiar așa cum zicea și doamna Rodica, da, de fiica ei? Da. Îți amintești de perioada aia când te uitai în oglindă? Acum ești tare flocoasă, cred că e un compliment când ți se spune. Ia ca să vă spun că chiar îmi plăcea cum arăt. Serios? Făceam poze, postam pe internet, adică nu deci aveam... tu erai optimistă? Da. Îmi plăcea cum arătam eu chelă, adică da. Îți amintești momentul când, în urma unui control riguros, medicii ți-au zis boala a regresat și nu mai ai celule canceroase? Oh, nu pot să descriu. Îmi amintesc momentul, dar nu pot să descriu. Atunci în suflet se petreci fel de emoții pe care nici nu știu cum să le... Erai singură? Erai cu părinții? Eram cu mama. La tratament, mama permanent a fost lângă mine, m-a susținut, frații, surorile, toți erau alături de mine și asta mi-a dat putere. Sunteți mai uniți acum? Vă mai certați de la fleacuri? Păi se mai întâmplă, dar totuși suntem uniți. Ai reușit să-ți schimbi viața la 180 de grade după maladia asta? Da. Aveai un iubit atunci când făceai tratament sau nu? Nu. Deci totul a venit după. Da. A fost o lecție pe care ai învățat-o și ai dat-o pe 10. Cristina, zi momentul ăla când ți-a zis medicul că nu mai ai celule canceroase.
Și să dea Dumnezeu nici să nu mai apară niciodată. Da, Doamne, deși chimie continui să fac, pentru că nici doctorii nu știu cum să procedeze. Nu se aștepta nimeni la așa rezultat, că era stadiu 4, era, mi-a părut și la cap deja și la ficat și aveam flori de toate felurile. Dar eu n-am dat, și când acum recent, în iunie, am făcut ultima tomografie, unde scria fără leziuni de astea secundare care ar fi celule canceroase, la organ, la ficat unde aveam problema, fără la sân, fără la, la, și la cap dispăruseră, atunci doctoreasa mi-a spus: ce să facem? Asta e remisie totală. Se întâmplă așa ceva, dar foarte rar. Și atunci mi-am dat seama că am înțeles răspunsul la toate întrebările care le avusesem la început. Și, de fapt, boala aceasta nu este o ciumă. Cum ați spus dumneavoastră, la început a venit o ciumă peste noi. Mai degrabă a venit un instrument de șlefuire a noastră, de a ne face mai înduhovniciți și să ne facă mai buni decât eram. Viața, poate, din momentul din când eu am intrat în hora asta cu boala, mi s-a schimbat la 180 de grade spre bine. Asta vreau să le spun tuturor care nimeresc în așa situație, să aștepte un pic, să nu intri în panică. Panica e cel mai lucru care te debusolează și te începi să faci lucrurile negândit și intri în pesimism și în disperare, și disperare de fapt e un păcat. Dar trebuie să luăm lucrurile cu așa, să desfacem parcă aripile și să începem a zbura chiar în condițiile în care suntem și să ne rugăm cât mai mult lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îl simt cum El îți aude toate cerințe, pot să le numesc eu am cerințe la El, dar toate dorințele ți le îndeplinește. Mult mai simplu decât până începe a mă ruga lui, până avea relația atât de intimă cu el. Apropo de vise și de premonițe, că le-ai avut și tu, da. Și am și vorbit de ele în emisiune, și voi spuneți că mai aveți anumite semne de la Doamne. Până la urmă eu am impresia că boala asta într-adevăr e un semn de la Dumnezeu, pentru că și familia voastră a trecut și anterior prin anumite provocări și uite că poate că Maxim ca al vostru este răspunsul la toate întrebările pe care le-ați avut și visele voastre care sunt. Bun, cineva o să zică că e de domeniul fantasticului, dar haideți să recunoaștem că dacă și o fi Dumnezeu sau o scorneală, păi e cea mai mare scorneală a omenirii în care crede o lume întreagă. Tocmai de asta și visele astea care vin peste noi, ele nu sunt în zadar venite în capul omului. Le-au răstuiat starov. Amui că crede, Maxim, cum nu cerea? Îl mai certați acum când nu vă supărați niciodată pe el. Nu e un copil tare cu minte, nu? Că n-are cum. Стараем să ne rugăm. Мы стараемся делать так, чтобы его не за что было ругать. Ну, не так сыпем. Ну, ребят, наша главная задача, чтобы у него детство было счастливым. Мы стараемся ему давать больше свободы, познавать мир, не запрещать ему многих вещей, что ему интересно, чтобы не стараться, чтобы не подавить в нем интерес к познанию. Ina, dar tu ți-ai descoperit niște pasiuni ale tale pe care nu le aveai? Sau pentru care nu aveai timp? Nu. Nu te-ai gândit că, uite, până acum nu am dansat și de acum ar trebui să încep să dansez? Sau îmi place să pictez și nu am avut timp să pictez. Trebuie să mă apuc de pictat. Cât am fost la spital, cât am mers tratamentul, mi-a plăcut să cos cu biser, adică cosam iconiță, asta era, dar după ce am ieșit din spital, deja am avut alții chestii. Au fost prietenii aproape de tine? Ai avut niște oameni dincolo de familie care s-au legat de tine? Da, unii prieteni chiar mi-erau aproape, vineau la spital, stăteau cu mine și îi sunt foarte mulțumită pentru că m-au susținut atunci când mi-era cel mai greu. У каждого есть какая-то своя, вот, своя жизнь, она продолжается, и слава Богу, и вот все вот на сегодняшний день вот так. Инна вышла замуж,
было сложно, а надо ли ей, захочет ли она об этом проходить говорить, это а придет ли она. Это опять лишний раз какие-то эмоции. Тем более эмоции. Сейчас в этой ситуации, когда... Ну, да, точно, на экземплю позитив, что se poate, что există speranță, что există viață. Crede-mă că Lia se uită la tine și se gândește că și mama ei o să vină acasă. Da, așa să fie, așa să fie, Licica. E, sigur, e foarte bine când avem și exemple pozitive. Voi toți sunteți un exemplu pozitiv, chiar dacă nu mai este maxim al vostru în viață. Până la urmă, sunteți oamenii care fac legătura. Este, vine noaptea și dacă faceți ceva cum nu trebuie, vă arată din deget. Dar uite, nu mai facem cum nu trebuie. Mănânc ceva gustos din frigider. Numai decât trebuie să cadă ceva, că, dacă ceva gustos mâncăm, numai decât trebuie să cadă ceva. Noi știm precis, ia că de-am Maxim ia alăturea, el ne ajută, el vrea să guste tot ceva gustos, ceva... Ce de frumos ce, noi... spuneți lucrurile astea. Da, păi dacă așa e... Și vrem să spunem încă ceva, de exemplu, nu, clar că... Nu de Doamne să vină nici într-o familie o situație care cu maladia aceasta, dar dacă chiar și s-a întâmplat așa ceva, noi știm precis că o singură asociație, de exemplu, e imposibil de strâns de... Și în cazul ăsta nu e nicio concurență, nicio... Dar lasă să fie cine strânge mai mult! Да лас фи, нума аша, да. Да ну, уницы, да ну не сунем уну у асоциации ку алта, дяму не штим, дяму... Кот май репеди стрэнджем бани, кот май бенек. Треба кот май репеди де стрэнс, кот ит май мулти шанси де ажута купил болна. Дече, да ка керш сан темплат аша чува. Ну ва теми сва адресасан... Са черец ажутор. Са черец ажутор. Nu e nimic rău într asta. Lasă, tu ce? Ești studentă? Ești elevă? Deja nu sunt studentă. Deja am terminat universitatea în anul acesta. Ce faci? Cu ce te ocupi? De simplă curiozitate. Cauți de lucru? Am lucrat o lună jumătate într-un loc. Alegi. Da. Aleg. Din toate. Dar ce meserie ai făcut? Poate te ajutăm mai să găsim de lucru. Nu avem noi ce asociație, dar nici nu știi cum aude cineva bun. Eu sunt traducător de limba engleză. O să-ți găsești cu siguranță. În engleză aici. Trebuia să te pune să vorbești în engleză și aveam o emisiune internațională, da? Și Cristina e profesoară de limba engleză. Există oameni care vor să ajute, care știu din propria experiență ce înseamnă asta. Și vrem să fim un exemplu bun și pentru dumneavoastră, doamna Rodica. Pentru că moralul dumneavoastră e la pământ cu totul în comparație cu cel al oamenilor de pe canapea. Dar mare e Dumnezeu și o să facă o minune, așa cum mi-a zis și Cristina, doiul ăla se corectează, dacă îți dorești din toată inima. Vreau să-mi răspundeți fiecare în parte la întrebarea de... Mai e frumoasă viața astăzi, doamna Rodica? Speranța, fiți, moare ultima și noi acum așteptăm răspunsul de la medici. Am mai trimis mai multe lucruri, sperăm poate cu mai puțin bani cumva să le cuiască mai departe, să ajungă, parcă ajungem la Malda, ne includem. Principal datoriile, să le dăm care și dăm mai departe, încetișor, să scoatem la capăt. Totul va fi bine. Asta voiam să ziceți, că totul va fi bine. Domnul Vintilă, e frumoasă viața? Da, eu cred că da. Mi-o dă Dumnezeu. Și chiar dacă se întâmplă niște situații mai grele, noi trebuie să mergem înainte și de găsit și puteri și posibilitate și timp. Și după cât dovedim și de ajutat și alții și de mers înainte. Și numai disperat, numai la bine. Ina, ce aștepți? Fetiță, băițel? Da, ai secret. Secret, da. Nu spune. Dar viața e bună și e frumoasă. Sigur, viața e frumoasă. Cu toate că uneori vine câte o furtună, dar apoi apare soare și mergem înainte cu capul în sus. Astea. O să-ți găsești de lucru. Că meriți. Doamna Ecaterina. Reușiți astăzi să zâmbiți când priviți în oglindă? Știu, e tare greu, pentru că Maxim e încă în casă. Și vrea mâncare bună în frigider, asta știu. Fiecare zi și fiecare secundă pentru dânșii care sunt alături și care
Mă iubesc și eu tot alături de dânsii. Familia mea, asta e fericirea. Și asta este universul nostru. Когда такие моменты наступают, потом понимаешь, в мире еще столько важного, интересного. Все хочется как-то увидеть, посмотреть, ему показать, его научить. У нас большие задачи, его поднять. Выполнять свою задачу. Мне нравится, как у меня растут чуфулиты зелеля. Да. Așa... Stilată, nu ciufulită, stilată. Ciufulită, că îi place lucrul ăsta. Nu, stilat, Dumnezeu, așa. Deci cum o crescut după ce o picaseră, deci nu m-a frezat, nu m-a aranjat nimeni. Așa, așa frumoasă eu. A, încă un pic și mergi la frizer atunci. Când va fi, de acum, fără nicio ordine, cred că trebuie să-l ordonez cumva, încă nu știu cum, dar deocamdată sunt mulțumită. Cum... Natalia, tu știi atâtea povești de viață care cumva... Îți încarcă și sufletul și psihicul, pentru că fiecare poveste o treci prin sufletul tău, nu se poate altfel. Mai ai loc? Sper eu să găsesc. Eu îți mulțumesc de suflet, dragă Rusalina, că nu ești indiferentă de fiecare dată, de aceste familii puternici, de aceste persoane înțelepte. Am spus că nu, dar nu pot. Și tu ești ultima că... care plânge. Și să știi că, într-adevăr, trebuie să discutăm despre probleme aceste care dor. Pentru că viața noastră, din păcate, nu este atât de frumoasă cum permanent încercăm să o demonstrăm. Și atunci când de cei de acasă privesc că, uite, există exemple demne de a urma. Și uite că nu se sfârșește aici totul, nu se pune punct. Se poate de biruit, se poate de ajunge să fii mamă, să fii o persoană fericită, să crești copilași în continuare, să aștepți fiica acasă și copilașul să aștepte mamă. Cu păr, fericită, cu tată. De asta vă rugăm foarte mult cei de acasă, păstrați această dragoste în familie voastră și multă, multă sănătate a dumneavoastră și familiilor. Și ție, mersi mult în suflet. Și pentru că bateriile ne le încărcăm acasă, în familie, Cristina, am zis, ultimul cuvânt e al tău muzical de această dată. Mulțumesc! E celor de acasă, simplu, ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă, pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. Sănătate și numai bine tuturor! Mama, când șopesc, de toate ne amintesc, de zile bune, bucurii, când încă mai eram copii. Ea ne ocrotea de tot ce se putea, de orice umbră sau necaz ne ocrotește până azi. Șoptesc, de toate mi-amintesc, de veșnice alergături ca să ne vadă mai sătui. El ne ocrotea de tot ce se putea, de orice umbră sau necaz ne ocrotește până întoarce înapoi în ale mamei brațe noi. Nu e prea ușor să fim copii cu minți, dar mult mai lesne e să fim copii a foarte buni părinți.